Salutare și bine v-am găsit pe serverul TerraCraft. Acum abia s-a restartat, ca să zic așa, și a pornit din nou. Serverul ăsta e foarte avansat. Chiar dacă e doar pe 1.7, mai sunt și unele minigame-uri pe 1.8. Dar mie cel mai mult prisonul ăsta îmi place, pe 1.7. Și în serverul ăsta poți să ai un meniu jucător și un server. Aici poți să schimb hainele, eu mi le-am pus așa, muzica foarte multe, particule, jocuri, nu, și gadget, nu, pentru că nu știu ce fac. A zis adminul că strică serverul sau din astea. Pătării, poți să spui blocuri în cap. Și cum la servere, survival. Pe asta abia am intrat. Parcă era acum 3 luni când am intrat ultima dată. Astea goale și aici pur și simplu. Eu îl știu. Ai reguli, normal. Și nu știu dacă îți pot lua lemn gratis. Cred că nu. Ai protecție, anti-PVP-ul, hrană, pickaxe-uri și unelte toate. Și regulamentul care îl citiți, 4 pagini, simplu. Acum nu mai știu cum să mă duc înapoi, asta e. A, uite așa. Păi, acum trebuie să mă loghez. Și următorul server e Prison. Am făcut eu ceva aici, foarte multe. Și mai sunt și pro gamer care e chiar hacker, poate. Așa pare. Și asta e mina, aici minezi dacă ai curaj, că e PVP aici. Aici le vinzi. Iei niște diamante, pur și simplu dai click stânga și vinzi. Acolo pescuiești, are foarte multe. Am I. Da, el are pickaxe-ul ăsta OP, deci are eficiență 30, are ce să facă până la Z. Eu îs doar F. Și aici este mina de lemn, de animale, le omori, le mânci și chiar enchantul. Spawn-ul. Ai ender chest-ul. Și jos. O să mă arunc. Nu e damage deloc, asta e foarte bine. Și aici ai un loc unde este PVP. Dacă vrei, îl faci. Dar mi-mi place mai mult în mină. Și fiecare grad are un warp, în afară de F. F nu are, chiar unde sunt eu. Și cu cât ai gradul mai mare, cu atât sunt mai bune minereurile. Warp E. E, și la E sunt iron și coal, dar parcă la M sunt diamante full. Și tot așa până e și la pis și redstone, cred. Și acum o să mă duc pe următorul server. Următorul este Skyblock, care cred că a rămas la fel. Da, la fel. N-au făcut prea multe, doar l-au restartat timp de 3 luni, că nu e așa mult. Și aici e fain că poți să-ți cumperi, dar nu așa de pe sign-uri, îți cumperi de la villager. Și îți dă chestii de basic. Smaralde, de lemn este, dar nu cred că trebuie să fie așa chestia aia. Lemne, minereuri, lână, sunt doi de lână. Cât sunt de lână aici? Da. Și aici pur și simplu îți creezi o insulă. Cu... Dar așa și-ți creezi una. N-o să creezi niciuna încă. Următorul server este Daisy. Asta nu merge încă. Vedeți aici. Asta e fain, îți arată. Creativ. Lăsați creativitatea să zboare pe plotul tău privat. Și cred că ceva de genul... Și te dă undeva, ai și o găină, nu știu de ce.
Și îți faci ce vrei aici, cum vine lagul până se fac astea. Dacă ai noroc, mai e și cineva lângă tine. Și asta e cam... Și pur și simplu construiești ce vrei. Cred că poți să ștergi după ce ai construit. Dar nu prea știu care e comanda, că nu mă joc pe creativ. Îți faci o casă faină. Și cred că aici dacă spargi nu poți de drog. Sau poate poți, dar nu știu eu. O, ba, poți. Și cred că am stricat jocul. Nu. Și următorul server... Restul de servere Kit PvP, GTA, SO, Sky PvP și CSGO, astea merg, două cred. Sau, astea e pe un 8 și asta nu cred că merge. Apocalipsa merge, dar o să vă arăt după ce... Mai vedeți ce e pe aici. Chestia asta e chiar foarte faină. Asta e așa. Te aruncă în aer. Vrei să mergi aici, te duci. Ca să ajungi pe servere, ori dai așa, ori te duci acolo. Na. E mai realistic de acolo. Dar cine are timp? Și atunci, apocalipsă. Și aici, într-o casă. Ai, dar mulți ies. Na, nu știu. Cred că de aici... Sau... Na, nu înțeleg cum e aici, chiar nu înțeleg, dar casa e faină. Și cred că dacă te duci tot încolo, o să... Vai, o să mă omoare asta. Vai, ce lag. Da, e cam brutal. Și chiar nu știu pe unde să mă duc acum, dar e cumva și serverul ăsta. Chiar dacă nu prea înțeleg, văd că e foarte popular. Poate scap pe aici, spar ceva și fac o casă și gata. Măcar am scăpat de ei acum. Vai, dar cum se vede toată casa asta la fel. Și cred că pe undeva pe aici poți să-ți faci o casă. Sau, nu, încă nu poți să spargi, dar mă duc până pot și eu să fiu. Nu înțeleg de ce are atâta lag aici. Că e 30, că e 15. Da, nu știu ce are și nu o să mai continui, o să dau direct. Așa e mai bine. Da. Dacă v-a plăcut, dați like și subscribe și dacă vreți o să pun IP-ul de la server în descriere. Și o să închei ca să scap odată de lagul ăsta.